Bine ați revenit la recomandarea săptămânii! Pentru că vacanța de vară este o perioadă mult așteptată de către noi toți, este foarte important să ținem cont de câteva aspecte atunci când o alegem. Așa că astăzi m-am gândit să invit un reprezentant al unei agenții de turism la noi în rubricuță. Bună, Nicoleta! Bună! Vreau să întreb, Nicoleta, de ce aspecte trebuie să ținem cont atunci când alegem o vacanță de vară? Rețeta unei vacanțe perfecte diferă foarte mult de la o persoană la alta, însă sunt câteva aspecte generale de luat în considerare atunci când planificăm o vacanță și vrem să iasă cât de bine posibil, în special în această perioadă în care turismul abia se reface puțin după perioada pandemică, o perioadă în continuă desfășurare de altfel. Și de altfel, turiștii abia recapătă cumva încrederea și curajul de a călători în noi destinații. Și atunci trebuie să avem cât mai multe informații atunci când planificăm o vacanță și să facem alegeri cât mai înțelepte. Și cred că aici, mai mult decât oricând poate, mai mult decât în ultimii ani, agențiile de turism au avut un rol foarte important, pentru că alegând o agenție de turism, în primul rând, poți afla informații foarte exacte și foarte actuale despre destinațiile în care vrei să călătorești. Mai departe, o agenție de turism îți oferă foarte multe informații despre hotelul care este cel mai bun pentru tine. De exemplu, dacă vrei să călătorești în familie cu mai mulți copii, atunci cu siguranță te-ar interesa un hotel cu mai multe locuri de joacă, cu mai multe programe de divertisment și, din contră, dacă, nu știu, călătorești cu partenerul tău, poate vrei mai multă liniște și vrei să eviți zgomotul și atunci sunt hotelurile adults only, care ar fi perfecte pentru tine. Și atunci, alegând o agenție de turism, anul acesta cumva te salvezi de la toți acești factori de stres pe care ar putea provoca vacanța ta și țin să menționez asta pentru că vedem la noi în agenție zilnic oameni care, alegând anumite vacanțe, se transformă într-un oarecare stres și nimeni nu vrea asta. Toată lumea vrea ca din punctul în care achiziționezi o vacanță până în momentul în care te bucuri efectiv de vacanță, totul să decurgă normal și fără griji. Care sunt acum cele mai căutate vacanțe sau, mă rog, care sunt în trending, să spun așa? Noi obișnuim să numim Grecia tradiția fiecărei veri și asta pentru că odată ce ai călătorit în Grecia, este imposibil să nu vrei să revii și să descoperi cât mai multe destinații. Și aici te ajută foarte mult și multitudinea de destinații din Grecia, de la Zakynthos cu celebra plajă Navagio până la Lefkada și celebrele plaje extrem de albastre, Blue Flags, precum Porto Katsiki. Avem Tasos, care este o destinație extrem de accesibilă pentru români și mereu la îndemână, fiind foarte aproape. Kefalonia, Skiathos, Evia, sunt foarte multe de menționat. Iar toate aceste destinații despre care tocmai vorbeam sunt extrem de accesibile ca și buget, pentru orice categorie de buget. Mai departe sunt și celelalte destinații mai potrivite pentru sejururile cu avionul, precum Creta, Rodos, Santorini, Mykonos și lista, bineînțeles, continuă. Mai departe, pe lângă Grecia, care este vedeta fiecărui sezon și este inevitabil să nu fie, avem Turcia, cu celebrele Kusada și Marmaris Bodrum. Acestea, din nou, sunt foarte potrivite pentru oamenii care vor să ajungă acolo cu transport autocar sau mai puțin individual. Mai departe, bineînțeles, când vorbim despre Turcia, menționăm întotdeauna despre Antalya All Inclusive, care orice ar fi, oriunde ar duce trendul în fiecare an, Antalya rămâne printre favorite și mai ales printre favoritele celor care doresc foarte multă relaxare. Și atunci aceasta este o foarte bună opțiune și rămâne în continuare în trend. Mai departe, vedeta sezonului, cumva începutului de sezon, a fost Egiptul, cu celebrele Hurghada și Sharm el-Sheikh, unde toată lumea a vrut să meargă și a fost o cerere foarte, foarte mare atunci, în perioada aceea, și continuă să fie. Bulgaria, unde am și avut norocul ca Bulgaria să fie pe lista verde foarte multă vreme și atunci toată lumea a putut călători fără probleme. Pentru cei care doresc să rămână în țară și să-și petreacă un sejur aici, ce recomanzi? În mod cumva îmbucurător, anul acesta s-a înregistrat o creștere destul de mare pentru România și în special grupurile organizate, circuite. Oamenii au fost foarte interesați și sunt în continuare să descopere atracțiile Bucovinei, cetățile și bisericile fortificate din Transilvania, tradițiile din Maramureș, escapadele în Transalpina și Transfăgărășan sau chiar pelerinajele la Prislop. Și
Atunci, cumva, pe partea asta a existat o creștere foarte mare și este foarte îmbucurător de altfel, pentru că România este o țară destul de frumoasă și avem atâtea lucruri de descoperit. Îți mulțumesc mult, Nicoleta, că astăzi ai fost alături de noi. Mulțumesc și eu că m-ați invitat. Sper să ne revedem curând. Poate într-o nouă vacanță. Voi rămâneți în continuare cu Spor, Dietă și O Vedetă și nu uitați, dacă doriți să vă achiziționați o vacanță, luați sfaturi și recomandări de la profesioniști. Noi ne revedem în curând la o nouă recomandare a săptămânii.